Dacă vrei să se trăiește, fă așa. Dacă vrei să se trăiește, fă așa. Tare! Dacă vrei să se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vrei să se trăiește, fă așa. 5 invitați speciali au pășit pe 1 iunie în platoul matinalului Alarma Cafe. La început imizi, aceștia au reușit într-un final să le ofere o adevărată lecție de copilărie celor 3 moderatori. Pentru că distracția nu are vârstă, jocurile au fost în prim plan. Au cântat, au dansat, au spus poezii, s-au ascuns și au alergat. Preț de jumătate de oră au dat viață matinalului de ziua lor. Rumărăm! Rumărăm? Ce rumărăm? Până la cât numărăm? Până la cât? Până la 10 și se ascunde cineva. Eu mă ascund. Așa. Mă găsești? După care trebuie să-i căutăm pe cei care s-au ascuns. 1. Hai, pitiți-vă. 2. 3. 4. Scuipația, scuipația! Scuipația! Clopoței, Doamne, școala e un buchet de flori, cerul scrie cu cerneală și ruri negre de cocori. Dumitre luce ghiozdanul, plin de sfaturi și sfială, cât îl sucă întrebarea, oare cum o fi la școală? Cum se comportă ea și el, de fapt, când mergeți într-un magazin cu jucării? Se sunteți comportă, foarte cuminți? Se comportă total diferit de ce vedeți voi acum, asta clar. Și foarte cuminți e... Ceva nu e în vocabularul nostru, nu există. Cristina, Ciprian și Claudiu au avut parte de o adevărată aventură în prezența copiilor care au bucurat dimineața tuturor. Mai energici decât oricând spre final, aceștia au intonat imnul copilăriei. La mulți ani, copii!